a fost desemnat cel mai disciplinat contribuabil al raionului Orhei. Pe parcursul anului 2013, agentul economic și-a onorat obligațiunile față de stat, obținând astfel titlul de contribuabilul cu cel mai înalt grad de calitate. Agentul economic susține că nu îi este ușor să activeze, dar depune toate eforturile pentru a scăpa de eventuale amenzi. Activăm în sfera construcției cu gazificarea și un pic cu comerțul. Ne stăruim toată vremea să respectăm toate legislațiile, toate regulile, toate, ca să nu fim pedepsiți și să cât mai bine să îndeplinim toate, ca să dormim și mai liniștit, ca să nu avem probleme mai grave, conștiințele poate fi mai grave. Ne străduim și noi să mergem într-un pas tot mai bine, să nu încălcăm, să nu asta e așa. Situația e foarte grea, dar încetișor ne descurcăm. Cu specialiști, nu, în orice caz, 2013 am ieșit bineșor, care am și luat. Potrivit șefului Inspectoratului de Stat filiala raionului Orhei, pe an ce trece, agenții economici din zonă devin mai disciplinați în ceea ce privește achitările la bugetul de stat. Contribuabile pe parcursul anului 2013 s-au descurcat destul de bine. De asemenea, asta este un merit al nu numai a contribuabililor din raionul Orhei, dar a contribuabilului pe Republică. Deci, de asemenea, este îmbucurător faptul că la Orhei a fost desemnat unul din contribuabile, o întreprindere individuală, care parcursul anului 2013 a fost onorat cu diploma de gradul 1 privind cel mai bun contribuabil, ceea ce exclude posibilitatea de control tematic și total parcursul a 2 ani de zile. Ținem să mulțumim acestui contribuabil, de asemenea vrem să tindem să fie cât mai mulți contribuabili din cadrul raionului Orhei, asemenea acestuia. Privind rezultatele anului trecut, vreau să menționez faptul că planul la bugetul public național a fost îndeplinit la 105%, inclusiv a fost îndeplinit planul la fiecare buget în parte, sarcinile puse au fost îndeplinite, în rezultat au fost analizați un șir de agenți economici și au fost selectați 16 agenți economici, dar dintre cei 16 agenți economici, ponderea cea mai mare a achitărilor la cifra de afaceri a revenit agentului economic familia Cojocaru. În raionul Orhei sunt înregistrați peste 4.000 de agenți economici. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei, pentru Elita TV.